Vrei să fii un tânăr împlinit? În săptămâna aceasta, tema bisericii noastre este scriptura îți prezintă secretul, îți descoperă secretul împlinirii. Ca să fii împlinit, Dumnezeu vrea asta, Dumnezeu te-a creat pentru asta, dar Dumnezeu ți-a pus și condițiile ca tu să fii împlinit. Dumnezeu vrea să fie împlinit. Dumnezeu a creat cadrul să fie împlinit. Dumnezeu a pregătit totul ca tu să fii împlinit, dar, dar și diavolul vrea să facă ceva pentru tine, el vrea să-ți ofere și el o împlinire, numai ca lui este falsă. Diavolul vrea să-ți prezinte împlinirea pe care o caută tinerii, pe care o caută lumea, în alcool, în droguri, în pofte sexuale, în pornografie, în fumat, în distracție, ironie, așa cum îl vedem pe Samson, prezintă foarte bine imaginea aceasta a împlinirii pe care o căuta el ca și tânăr. În distracție, în plăcere, în râs, în violență, în sadism. Pentru că ți se pare că dacă lovești pe altul, dacă rănești, ești puternic, ești cineva. Și asta e împlinirea asta și poate multe altele, crezi că îți pot aduce împlinire în viață. Însă, privind spre acest pasaj, spre acest capitol al Scripturii și acest capitol al istoriei poporului Israel, am vrea să surprindem câteva perspective al împlinirii pe care o dorește Dumnezeu pentru tine. Patru perspective din care vreau să privim împlinirea sufletească, împlinirea ca tânăr. Dacă vrei să fii un tânăr împlinit, trebuie să urmărești aceste patru perspective. În primul rând vorbim despre o împlinire a vremii. Din punct de vedere al timpului, există un timp care se împlinește. Aș vrea să întreb tinerii, să întreb adolescenții, cam pe la ce vârstă credeți voi că ați putea să-L căutați pe Dumnezeu, să-L slujiți pe Dumnezeu, să vă închinați lui Dumnezeu. S-a vorbit despre nazirei. Pe la ce vârstă credeți că un băiat sau o fată putea să-și ia angajamentul acesta înaintea lui Dumnezeu? Care credeți că e vârsta? Unii poate cred că la vârsta de 18 ani, poate alții se gândesc la 16 ani. Unii primesc buletinul la 14 ani și consideră că aceea este vârsta. Pentru poporul lui Israel, vârsta de 12 ani era vârsta la care un băiat, un, bă, un băiat era închinat lui Dumnezeu. Începea să aibă el o relație personală, nu prin părinți, și de aici încolo el personal să se angajeze să-L cunoască pe Dumnezeu. De aceea trebuie mare atenție, pentru că deja la, în jurul vârstei de 12 ani se conturează idealul, visul pe care îl are orice băiat sau orice fată, cu aproximație, mai devreme sau mai târziu, dar de acolo deja încep să se creeze visurile cam tot de la vârsta asta și diavolul vine exact cu împlinirile de care spuneam eu. De acolo vor veni toate ofertele diavolului în ceea ce privește alcoolul, drogul, fumatul, pornografia și multe alte lucruri. Și de aceea împlinirea, împlinirea vremii este fundamentală. Un om împlinit, un tânăr împlinit, spune Scriptura în Psalmul 1, își dă rodul la vremea lui. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Un om împlinit este omul care înțelege timpul care s-a împlinit. S-a împlinit vremea. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. S-a împlinit vremea. Spunea Pavel în evrei. El hotărăște din nou o zi. Astăzi. Dacă ascultați glasul lui, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. El a hotărât o zi și ziua ce este astăzi. Dacă vrei să fii împlinit, nu amâna pe mâine dorința de a fi împăcat cu Dumnezeu. Nu amâna pentru viitor dorința de a fi curată înaintea lui Dumnezeu. Nu amâna, ci Dumnezeu astăzi vrea să te ridice. Este un timp, dacă vrei să fii împlinit, privește împlinirea aceasta din perspectiva timpului. Astăzi, astăzi deja ai harul, ai șansa de a fi împlinit. Și astăzi este o vreme pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Apoi a doua perspectivă, din punct de vedere a puterii, puterea s-a împlinit. Plinătatea la un moment dat, ca adolescent, ca tânăr, îți dai seama că ai devenit, ai devenit matur, cel puțin din punct de vedere al trupului, ai putere. Ai inteligență, ai capacitatea de a decide, de a întreprinde acțiuni pe cont propriu și a fi plin. A fi un om împlinit înseamnă a fi plin de Duhul Sfânt. Ne uităm la Samson. Duhul Domnului venea peste el. Duhul Domnului venea din când în când peste el. Însă ceea ce este trist în toată istoria lui Samson este că Duhul Domnului venea sporadic, din când în când. Pentru o perioadă de 20 de ani el a fost judecător. Dar dacă numărăm de câte ori a venit Duhul Domnului peste el, e prea puțin. Pentru că el venea, venea Duhul Domnului peste el, dar după aceea alegea iarăși să-și caute împlinirea în poftele vieții. Și a mers așa. Vii la adunare, te bucuri, dar apoi încep săptămâna și iarăși în mocir la păcatului. Și mai vine o altă seară a tinerilor și iar te bucuri și iarăși în cercetare și iar Duhul Domnului, dar iarăși te întorci. Și asta se repetă. Dar se repetă până la un punct. La un punct în care Samson a spus, voi face ca și altă dată. Las că Domnul mă va asculta, Domnul va fi cu mine, Duhul Domnului va fi peste mine. Și a venit un moment în care Duhul Domnului n-a mai venit peste el n-a mai avut putere. A vrut să facă, exact cum făcea ca și până atunci, ca și altă dată, și a dat seama că nu mai are putere. Nu mai este plin. Nu mai este un om împlinit, este un om înfrânt, este un om învins. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze tinerii să aibă plinătatea puterii Duhului Sfânt peste ei. Paharul meu este plin de dă peste el. Aceasta înseamnă împlinire, împlinirea din punct de vedere a puterii, a puterii asupra păcatului, puterii asupra celui rău. Asta înseamnă împlinire. Un om împlinit este un om care nu se teme de cel rău, care nu este rob al păcatului, nu este sclav al poftelor, ci este liber. Un om care se poate bucura de harul lui Dumnezeu. Dar apoi împlinirea poate fi privită dintr-o dintr -o altă perspectivă și anume un plan. Care se împlinește. O realizare, o reușită. Samson s-a născut cu un plan bine definit, cu un scop bine definit de Dumnezeu. În concepția lui Dumnezeu, fiecare om, fiecare tânăr a venit în lumea asta după un plan bine stabilit, bine conturat de Dumnezeu. Și cel care e cu inima sinceră, cel care își deschide inima, poate să descopere acest plan al lui Dumnezeu care îl are Dumnezeu cu privire la viața lui. În momentul în care spune, Doamne, vreau să mă dedic ție, vreau să te slujesc pe tine, vreau să las deoparte planurile, dorințele mele, idealurile mele, visurile mele și vreau să accept visul tău, vreau să accept planul tău, vreau să urmez planul tău. Fiecare om are un plan din partea lui Dumnezeu, dăruit, după care să lucreze. Și un tânăr împlinit este un tânăr care în tot timpul vieții lui urmează acest plan. Îmi place foarte mult versetul 36 din fapte 13 unde Dumnezeu spune despre David. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu. A murit și a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezire. A slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Pot fi căderi, pot fi eșecuri, dar să știi totdeauna să te întorci la planul lui Dumnezeu, să te întorci la cărarea pe care trebuie să mergi. Fiecare om are un drum în viață. Și pocăința nu e altceva decât să te întorci pe drumul acesta al vieții. După planul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut cu Samson un plan. Dumnezeu, când s-a născut acest copil, a spus, eu vreau ca el să izbăvească pe poporul lui Israel din mâna filistenilor. Dar el nu s-a ținut de planul lui Dumnezeu. El s-a jucat cu planul lui Dumnezeu. El a făcut ironii cu puterea lui. El își bătea joc, asta îl caracteriza pe el. Să-și bată joc de părinți, de prieteni, de soție sau de cine mai avea. Și a bătut joc. N-a fost serios cu planul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Abia într-un final și-a dat seama, au trecut ani, s-a gândit Dumnezeu mi-a dat viață pentru un plan pe care eu nu l-am împlinit. Și a spus, măcar acum, la sfârșitul zilelor mele, măcar acum, în ultima zi, vreau să împlinesc acest plan al lui Dumnezeu. Vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Nu poate fi împlinire mai mare în viață, decât să știi că ești în voia lui Dumnezeu, că ești în planul lui Dumnezeu că duci la îndeplinire planul pentru care ai fost creat, planul pentru care te-ai născut. Și eu cred că dacă ești sincer cu tine și cu Dumnezeu, Dumnezeu îți poate descoperi acel plan care îl are cu privire la viața ta și să-l duci la îndeplinire. Asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar mai este o perspectivă și poate asta e cea mai interesantă dintre toate. Împlinirea din punct de vedere sufletesc. Când inima este împlinită, împlinirea ca și satisfacție, te bucuri de lucrul mâinilor tale, te uiți în urmă la ceea ce ai realizat. Când te poți uita la bătrânețe, să te uiți peste tinerețea ta, să te poți uita peste viața ta, să te poți uita peste deciziile tale și să te bucuri în inima ta. La un moment dat spune eu un cuvânt extraordinar. Nu mă mustră inima pentru niciuna din zilele vieții mele. N-am niciun regret, n-am nicio remușcare, n-am niciun episod negru din viața mea în care spun, oh, aș vrea să nu, să nu mă gândesc la el. Să poți fi liber, Va veni o zi a judecății lui Dumnezeu. Noi, e adevărat că Dumnezeu ne iartă. E adevărat că Dumnezeu ne poate curăți. Dar vreau să subliniez acest adevăr. Vreau să-l subliniez foarte clar. În veșnicie, în viața veșnică, sfinții, neprihăniții vor străruci castelele cerului. Și chiar dacă Dumnezeu ne-a iertat aici, eu cred că va fi o diferență, va fi o deosebire între un tânăr, hai să o luăm așa, între Iosif, să presupunem că și Iosif și Samson ajung în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. Iertați, mântuiți. Însă eu cred că Daniel se va bucura mult mai mult decât se va bucura Samson. Eu asta cred. Pentru că au fost acele episoade, au fost acele evenimente din, din viața lui Samson care îl vor face să strălucească mai puțin, care îl, vo, îl vor face să se bucure mai puțin. Nu știu, poate pentru unii poate părea o erezie, dar. Dreptatea lui Dumnezeu, mântuirea este gratis și intrarea în împărăția lui Dumnezeu e gratis și este aceeași, egală. Leul care se dă fiecăruia, dar asta e vorba de prezența în împărăția lui Dumnezeu. Dreptul de intrare ca și cum plătești un bilet într-o sală. Și adevărat, hai, că tinerii tot cunosc asta, tot merg acolo, dacă mergi la stadion. E adevărat, ai acces acolo. Dar prețul biletului este și în funcție de zona unde stai. Sunt zone unde este foarte scump, poate costa și 1000 de euro și alte zone unde costă 30 de euro. Și e normal că cel care a plătit mai puțin se va bucura mai puțin, pentru că este într-un loc mai puțin bun pentru el. La fel în împărăția lui Dumnezeu, la judecata lui Hristos. Judecata lui Hristos va consta exact în asta. Unii vor fi mai aproape de El. Iar alții mai departe de el. Unii se vor bucura mai puțin, iar alții se vor bucura mai mult. Și nu-i timpul acum ca să intru într-un studiu biblic de genul acesta, dar cei care poate nu acceptați ideea asta, putem discuta despre asta foarte mult. De aceea vă spun, este foarte important. Da, Dumnezeu iartă, Dumnezeu mântuiește, dar totodată, dacă vrei să fii un tânăr împlinit, dacă vrei chiar în viața asta să fii împlinit, nu-i totuna. Nu totuna tot să umbli ca fiul risipitor, din bar în bar, din femeie în femeie, din plăcere în plăcere, din beție în beție, din drog în drog și la urmă te pocăiești și tu. Da, Dumnezeu te iartă. Dumnezeu te poate naște din nou, dar nu va fi totuna. Ascultă-mă bine, nu va fi totuna. Cu un tânăr care s-a păstrat curat, care niciodată n-a pus un strop de vin în gura lui, care niciodată nici n-a vrut să încerce drogul, care s-a păstrat pur până în ziua căsătoriei și după aceea, nu va fi totuna. Nu vă amăgiți cu ideea că Dumnezeu iartă. Da, Dumnezeu iartă, dar împlinirea sufletească. O va avea mult mai mult și mult mai profund cel care se păstrează curat. Chiar dacă Dumnezeu iartă și Dumnezeu ne cheamă și Dumnezeu ne acceptă, ne primește. Oricum, gândiți-vă la Fiul risipitor. Oare n-a avut regrete că și-a terfelit viața la porci, că a fost pe unde a fost? Chiar dacă s-a bucurat, chiar dacă a avut o haină nouă, chiar dacă a fost reprimit în casa tatălui, ceva în inima lui a rămas acolo. Am pierdut anii cei mai frumoși din viață. Mi-am dat vlaga, puterea mea, inteligența mea, puteam atâtea lucruri frumoase. Puteam să rămân în casa tatălui și să mă bucur de viață. Am ales să merg în lume. Am ales să-mi bat joc de viața mea. Am ales să caut împlinirea în distracții, în plăceri, în pofte și în atâtea și atâtea lucruri. Nu va fi tot una. De deci aceea vă, vă, vă invit, iubiți tineri, alegeți astăzi să căutați împlinirea în casa lui Dumnezeu. Alegeți împlinirea pe care o dă Dumnezeu, împlinirea sufletească. Să te poți uita în trecutul tău, să te poți uita în tinerețea ta, să spui mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să rămân curat. Să poți fi un tânăr integru, să te poți bucura de viață, să te poți bucura de viitorul tău. Dar asta ține de tine. Ține de o alegere pe care tu o poți face. O decizie pe care tu o poți lua. Alegi să fii curat. Alegi să-l slujești pe Dumnezeu. Alegi să asculți de Dumnezeu. Alegi să te conformezi scripturii și poporului lui Dumnezeu și nu lumii și nu modelului lumii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă rog ca Dumnezeu să cuvinteze toți tinerii. Doresc ca Dumnezeu să le dea împlinirea sufletească. Din perspectiva timpului, eu cred că astăzi este timpul ca voi să fiți împliniți, ca și tineri. Din perspectiva puterii, Dumnezeu vrea să fiți împliniți, El poate să vă umple cu Duhul Sfânt, Dumnezeu poate să boteze cu Duhul Sfânt, poate să umple cu Duhul Sfânt. Din perspectiva planului lui Dumnezeu, Dumnezeu are cu voi un plan și vrea să fiți împliniți în acest plan. Voi să împliniți planul lui Dumnezeu și planul acesta să vă împlinească și să vă aducă împlinirea sufletească. Să aveți bucurie, să vă bucurați de rodul muncii voastre, să vă bucurați de eforturile voastre. Va veni o zi când vă veți bucura. Și cu cât veți fi mai curați acum, cu cât veți fi mai neprihăniți acum, cu atât bucuria va fi mai mare în ceruri. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Haideți cu toți să ne ridicăm înaintea Domnului și să rugăm pe Domnul să binecuvinteze adolescenții, copiii, tinerii, Domnul să se îndure de ei și Domnul să se îndure și de noi toți, ca să-L putem sluji pe Domnul din toată inima. Dumnezeu să ne binecuvinteze și mulțumim totodată Domnului pentru harul revărsat peste Biserica Domnului din ziua aceasta. Amin!